Bună seara! Haideți să trecem la evaluarea săptămânii. Chiar dacă a fost o săptămână mai scurtă și urmează încă o săptămână scurtă, dar s-au întâmplat foarte multe lucruri și haideți să vorbim despre tot ce s-a întâmplat și planificăm pentru săptămâna următoare. Dar în primul rând să începem cu situația pe județ. În privința pandemiei, vești bune față de, din păcate, din celelalte județe unde nu este situația atât de bună, deci în județul Arghita numărul cazurilor de infectare sunt minimale și chiar în ultimele 24 de ore au fost confirmați 4 persoane și 10 au fost vindecați. Sunt la spitale 21 de persoane în Mierculea Ciuc, 41 la Dorei Secuiesc și 3 la Gheorghe. Deci, în total, sunt 65 de oameni internați momentan. Persoane în izolare la domiciliu, deci pozitiv, dar fără alte probleme, 198 momentan și persoane în carantină la domiciliu astăzi 1061, deci aici sunt contactii și cei care vin din țări cu infectare mărită. Acum putem să spunem că 5.255 este numărul infectărilor în județul Arghita până astăzi. Numărul deceselor este 221. Așadar, rata calculat la 1.000 de persoane acum a venit jos și este 0,44. Deci suntem ultimul pe listă, deci astăzi este 0,44. Asta înseamnă că momentan în județul Arghita majoritatea localităților n-au nicio infectare și toate localitățile sunt pe scenariul verde, mai puțin avem 3 localități care unul este în scenariu galben, Lericeni, aici lângă Mierculea Ciuc, și Oclan și Sărmaș, cei care sunt pe scenariul roșu până 30 decembrie, dar am văzut situația de azi deja și aceste localități merg pe jos. Deci eu preconizez că peste o săptămână când ne vom întâlni iarăși în anul nou, data de 2 ianuarie, tot județul Harghita va fi foarte verde. În privința săptămânii s-a văzut că s-a luat o decizie încât cei din Marea Britanie trebuie să intre în carantină, deci cei care vin de acolo, dar vestea bună este că cei care vin din Austria a fost ridicat acest impediment, așadar cei din Austria poate să vină liber, fără carantinare. În rest, statele au rămas cam aceleași, deci Germania, Franța, Italia, Spania, Austria, deci este fără carantinare, restul Europei trebuie să veniți cu carantinare. În privința săptămânii pe care a trecut, am avut și eu un filmuleț. Mulțumesc pentru distribuire, pentru că ați făcut share și a ajuns la foarte mulți oameni. Este vorba despre un material video despre sceptici în privința virusului. Și am încercat să atragem atenția asupra acestei problematici, așadar nu este de glumă. Deci sunt foarte mulți oameni care chiar au suferit foarte mult și se credeau că viața lor nu va mai avea o continuare. Așadar, vă rog să vizionați acest film, să faceți share și o să pun aici ca și coment mai jos, pentru că eu cred că
pandemia trebuie să fie luat în serios. Pe parcursul săptămânii ce s-a întâmplat, mulțumesc colegilor consilieri județeni care au fost prezenți online la ședința DCJ pe care am avut luni. Am relocat sumele primite din partea guvernului, din fondul de rezervă, așadar am reușit să aprobăm sume pentru salariile, protecția copilului, Direcția Generală de Asistență Socială și totodată am alocat un ajutor pentru un fermier din Saint-Simien, sat Cetățuia, din zona Ciuc, care acum o săptămână, sâmbătă trecută, a avut o pierdere gravă, deci un grajd în care era 3.000 de baloți de fân s-a ars, are 300 de animale și am venit cu un ajutor. Mulțumesc colegilor că au votat aceste proiecte de hotărâri. Totodată, săptămâna trecută, am semnat contractul pentru o alunecare de teren la Tibod, lângă Odorheiu Secuiesc. Acest alunecare de 4 ani de zile încercăm să găsim executant și tot n-am reușit. Acum, din fericire, s-a reușit și avem un consorțiu de firme din județul Harghita. Și tot pe parcursul săptămânii am semnat și un contract pentru proiectarea unui nou corp de plătire pentru locuințe de medici. Știți că deja și al cincilea este aproape finalizat. Ne mai trebuie un ajutor de la Distrigas, sau nu știu cum se numește firma care face acorduri la gaze naturale aici la Miercurea Ciuc, și a cincea locuință va fi predat pentru tineri medici și deja începem proiectarea a unui nou clădire și eu sper că la primăvară, când deja vremea ne lasă, deja să începem și execuția acelei locuințe de servici. Și totodată avem așteptări mari față de acest nou guvern, unde și UDMR este partener, component, fiindcă dorim să construim 100 de locuințe pentru medici aici la Miercurea Ciuc. Un lucru mai interesant legat de lacul Sfânta Ana, știți foarte bine că acel lac este momentan în pericol și trebuie să fie eliminat orice fel de organism, orice fel de material sau ce este acolo prin care s-ar putea ca peste 30, 40, 50 de ani să nu mai fie acolo un lac. Și noi credem că evaluarea stării ecologice a lacului Sfânta Ana, pe care noi am finanțat ca și Consiliul Județean, este de interes și trebuie inventariat, evaluat stării populației de pește care este acolo. Și trebuie acești pești scoși de acolo și duși în alte lacuri. Deci sunt niște cercetări în derulare și eu cred că această acțiune va avea un efect pozitiv. Pe parcursul săptămânii pe care a trecut am avut mai multe ședințe legate de bugetul pentru anul viitor. Am avut ședințe la diverse programe, proiecte care sunt în derulare. Digitalizarea educației din județul Harghita sau programul pentru susținerea acelor proiecte care prevăd un ajutor substanțial pentru romi, pentru acei oameni care sunt în sărăcie intensă. Și eu cred că toate aceste programe vor fi
cu reușite. Săptămâna asta am avut Crăciunul și nu cred că Crăciunul nu este doar o sărbătoare de calendar. Eu cred că este o stare de spirit, de dragoste, de bunăvoință și de miracol. Și eu cred că în ajunul Crăciunului noi facem eforturi, foarte multe eforturi, fiecare dintre noi și dumneavoastră și eu, încât să devenim mai buni, să fim mai atenți, să fim mai iubitori, să fim solidari și să găsim pacea sufletească. Și eu cred că aceste sentimente ne ajută ca să putem păși pe momente grele. Anul acesta am avut un an foarte greu. Un an în care am avut foarte multe situații noi, unde trebuia să găsim împreună soluțiile. Și eu cred că pe majoritatea obstacolelor am reușit să pășim, să mergem. Și eu cred că acesta este un miracol. Un miracol că suntem aici încă mai avem 3-4 zile până la finele anului, dar suntem aici și putem să facem gânduri, putem să avem planuri și chiar putem să ne aliniem pentru a avea un an 2021 cu reușite. Și eu cred că munca în echipă, solidaritatea pe care am avut și perseverența ne-a ajutat foarte mult. Eu aș dori să mulțumesc acum la finele anului atât colegilor mei, consilieri județeni, cât și echipei din Consiliul Județean, dar și domnului prefect și tuturor instituțiilor cu care ne-am luptat împreună pe parcursul anului. Deci, să știți că am avut foarte multe ore, foarte multe ședințe împreună. Deci am reușit și eu cred că putem trage o concluzie că dacă ne uităm la cifre, că anul acesta a fost un an diferit, dar un an în care eu cred că ne-am întărit și putem să facem multe lucruri bune în anul viitor, sperând și că guvernarea va aduce pentru județul Harghita beneficii pe care în ultimele 8 ani au ocolit județul Harghita și chiar dacă au fost foarte mulți miniștri și șefi de stat aici în județul Harghita, cam o mică parte din promisiuni s-au realizat. Acum avem din județul Harghita 3 miniștri în guvern, vom avea mai mulți secretari de stat. Eu cred că vom reuși să avem beneficii care sunt bine meritate aici, în județul Harghita. Și eu vă mulțumesc că ați fost împreună cu mine, cu echipa mea și eu cred că suntem o comunitate puternică. Chiar dacă suntem al 30-lea județ ca și număr de populație, dar eu cred că suntem dintre primii cu comunități puternice și vom reuși anul viitor să facem și mai mult și vom reuși să avem obiectivele realizate. Eu cu aceste gânduri vă mulțumesc că ne-ați fost lângă noi și să avem grijă unii de alții și la mulți ani pentru toți. La revedere!